Se pare că nu putem scăpa de acest traseu. Când eram la generală, nu așteptam altceva decât să trec la liceu, doar să descoper că acolo eram evident printre cei mai mici și trebuia să stăm după ce ne spuneau cei mai în vârstă. Când ești la ultimul an de liceu, deci te simți cel mai tare și te bați joc de cei mici, evident, treci la facultate și descoperi că devii un boboc și iar trebuie să faci tot de la capăt. Când mergeai la armată, acum nu mai se face, dar pentru noi era un moment de trecere important, erai doar un recrut care trebuia iar să învețe tot de la zero. Când ai terminat armata, că te simți cel mai beton, te bagi în piața muncii doar să descoperi că oriunde te duci, ești ultimul ajuns și trebuie să suporți la faptul că cei mai în vârstă și mai experimentați ți spun ce ai de făcut. Doar suntem destinați să fim începători pe viață. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru a atinge o performanță de top, schimbare, adaptare, creștere sunt cuvinte cheie, de asta vorbim acum. Ziceam, ne place sau nu, viața noastră nu este decât un șir de pasaje la nivel superior. Și evident, fiecare nivel la care trecem are nevoie de o perioadă de adaptare care poate fi destul de neplăcută. Mai ales că ne pune să renunțăm la niște privilegii pe care le-am câștigat la un moment dat când tu ești tocmai la ultimul an de facultate, poți să te bați joc de boboci, ai câștigat o anumită reputație, poate ești în asociația de studenti, etc., te simți cel mai tare, când ieși de acolo, descoperi că trebuie iar să pornești de la zero. Chiar atunci când treci de livel, mi gândesc că un top manager care este beton la, nu știu, la o corporație, trece în politică, intră în Parlament și acolo descoperă că trebuie iar să facă tot de la capăt. Deci, fiecare creștere implica o perioadă de adaptare. Asta evident, e aici vreau să ajung, se întâmplă și la nivel spiritual. Fiecare dintre noi, în fiecare moment al vieții, are un anumit nivel de înțelegere spirituale, de conștientizare. Uneori ne vine tentația de a ne bate joc de cei care sunt mult mai puțin dezvoltați. Dar în momentul în care ne uitam, cum spuneam ieri, la cei care au atins alte nivele, ne dăm seama de cât de mici suntem și cât de lungă este drumul care trebuie să fie parcurs, să înțelegem mai bine universul în care suntem. Spre deosebire de alte situații, chiar cum spuneam ieri, drumul spre dezvoltare spirituală este infinit, pentru că nimeni știe unde să ajungă, nimeni știe dacă se termină cu moarte, nimeni știe. Tot ce putem face este a crește pe moment. E creșterea, cum știe foarte bine oricine a încercat să se dezvolte în acest sens, poate fi dură, poate fi extrem de dureroasă. Pe de altă parte, este singura calea de a trece la nivelul următor, de a trece la next level, cum am vorbit toată săptămâna. Care ar fi alternativa? Ar fi să stagnăm la nivelul în care suntem, să ne bucurăm de cei mici privilegii pe care l-am câștigat și atât. Să rămânem în așa zisă, că e un cuvânt la moda, în zona noastră de confort. Dar ar fi ca și cum să stăm mereu la liceu pentru că nu vrem să înfruntăm dificultățile de la facultate. Ar fi ca și cum a sta mereu ca niște studenți pe veșnice, fără să trecem la dificultății care ne prezintă piața muncii, etc. Deci,
creșterea e dificilă, dar alternativa este moarte intelectuală, spirituală, poate uneori și fizică, cine știe. La un moment dat nu am un răspuns pentru chestia asta, dar singura cale este tocmai a accepta faptul că pentru a crește trebuie să parasim privilegii pe care le-am câștigat până acum și asta poate fi foarte dificil și să intrăm într-un teritoriu necunoscut și cum spun mereu la seminarii, prin definiție, în momentul în care ieși din zona de confort, este în stare de disconfort, care evident poate fi foarte dificil. Te schimbi de oraș, schimbi țara, schimbi munca, treci la nivel superior, ești în creștere, dar ai nevoie de o perioadă de adaptare. La nivel spiritual este la fel, pentru că în momentul în care ai niște conștientizare, e aici e un lucru foarte personal, se prăbușesc toate sistemele de credințe pe care le-ai avut până acum, presupun că ti s-a întâmplat, e un pic ca și cum să spun, în momentul în care descoperi că Moș Crăciun este doar o poveste pentru copii, e clar că se prăbușește un sistem de credințe și trece la un sistem de credințe nou. Și asta poate fi o perioadă traumatică și dureroasă, dar necesară pentru creștere și evoluare. Cum spune o zicala, cine nu crește, moare. O zi bună în continuare!